La ora actuală este cel mai jucat joc de pe Steam, mai ales că de aproape 3 ani este gratis. Surprinzător, acest joc are 9 ani, fiind lansat în vara lui 2012. Măcar în toți acești ani, Valve s-a ocupat de joc, au tot fost adăugate update-uri de grafică și optimizare, hărți noi sau îmbunătățite și, bineînțeles, skin-uri. Unul dintre cele mai vândute jocuri din istorie, peste 130 de milioane de bucăți, disponibil pe toate platformele, apreciat pentru componenta multiplayer, dar și pentru poveste, optimizat excelent, cu o grafică foarte bună, chiar și pentru 2021. Probabil unul dintre cele mai bune jocuri lansate vreodată, dar mulți au impresia că are doar 6 ani, că atunci a fost lansat pe PC. Dar acesta a apărut întâi pentru PS3 și Xbox 360 în 2013, iar trailerul oficial a fost publicat acum 10 ani. Un joc pe cât de simplu, pe atât de complex. Văzut de unii ca fiind un Lego pentru copii toxici, dar jucat de nume mari, mai ales de PewDiePie. Acest joc deține recordul pentru cele mai multe vânzări, peste 200 de milioane. Lansarea oficială a avut loc când s-a lansat varianta pentru Windows, pe 18 noiembrie 2011, dar versiunea alfa a apărut în mai 2009, ceea ce face ca jocul să aibă peste 12 ani. Jocul copilăriei multora dintre noi, dar în continuare jucat fie pentru povestea sa nostalgică, fie pentru multiplayer. Mai ales în România, unde Sampul este în continuare la putere. Sunt sigur că nu există gamer care să nu se fi jucat niciodată acest joc, care a fost lansat întâi pentru PlayStation 2 pe 2 octombrie 2004, ceea ce înseamnă că acest joc are aproape 17 ani. Probabil cel mai jucat joc din istorie. Cei din generația mea au copilărit cu el. S-au organizat turnee mondiale și în continuare există mai multe servere pentru acesta decât pentru oricare alt joc. De-a lungul timpului au apărut diferite moduri, de la clasicele cu bombă și ostatici, la respawn, zombie, furien și jailbreak, acum fiind foarte popular modul CSGO. Deși cel din urmă, fiind gratis pe Steam, multă lume preferă să se joace pe 1.6, deoarece combină nostalgia cu diferitele calități ale GO-ului. Lansarea oficială de la Valve a avut loc pe 9 noiembrie 2000, dar inițial acesta a fost un mod pentru Half-Life, mod ce a fost lansat în 1999. Practic, acest joc este mai bătrân decât majoritatea celor care văd acest videoclip. Acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut și vreți și partea a doua, puteți apăsa pe like și pe abonare. Dacă aveți sugestii pentru videoclipuri asemănătoare, vă aștept în secțiunea comentarii. De asemenea, în descriere aveți link-uri către Twitch, unde fac live-uri, TikTok, Instagram și multe altele. Iar dacă vreți să deveniți membri ai canalului, veți primi niște beneficii. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les!